Anunțul a fost făcut pe site-ul clubului de către Olteni, iar situația este destul de gravă în acest moment. Pe 22 ianuarie, Universitatea Craiova ar trebui să dispute primul meci oficial din 2022 cu Rapid în Liga 1 la fotbal. Cu excepția unui singur membru al stafului tehnic, toți cei infectați sunt asimptomatici. Din păcate, în urma unei retestări RT-PCR, mai mulți componenți din cadrul lotului nostru și din cadrul stafului au fost depistați pozitiv. Cu excepția unui singur membru din staff, toți ceilalți sunt asimptomatici. Vă vom ține la curent cu evoluția acestei situații, se arată în comunicatul clubului Universitatea Craiova. Capitanul Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Elvir Colici, Mihai Căpățână, Lizuri și antrenorul cu portarii Florin Tene, respectiv Cristinel Țărmure din staful tehnic, ar fi cei depistați cu COVID-19. Delegația universității s-a întors din Antalya cu 7 zile mai devreme decât era programat pe 12 ianuarie, invocând condițiile meteorologice vitrege din Turcia care le-au dat planurile peste cap. Totuși, ultimele informații indică faptul că în spatele deciziei s-au aflat mai degrabă problemele legate de COVID-19.